Rogo Dumnezeu, în fiecare zi mă ajut, e că viața nu neroasă. Data e pute, fi jos, răpănos și rămân până la os. Țara mea eu iubesc și de atâta-s bucuros. Rușinos poate să vorbesc, să vorbesc despre țara mea iubită, adevărul să trăiesc. A ars. Ce spui? A ars! Nu urla! Nu ești la concert! Știați că dacă bagi un bec în gură nu-l mai poți scoate? Cum adică? Uite așa, nu-l scoți. Și ai încercat? Eu nu, dar pun pariu că nu-l scoți. Și ce pariu? Dau $100 că nu-l scoți. Lasă! Nu vreau! Dai 100 dacă-l bag și-l scot. Vrei să încerci? Da, dai 100. Da, dar nu-l spargi. Arată banii. Nu i-am, ți-i dau mâine. Hai odată, ce te uiți atât? Thank you. Thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc mult. My mission to Moldova is a noble one. Eu sunt un nobil venit în Moldova. We need to understand that there are no sick people, but only sick attitudes towards patients. E nevoie de a înțelege că fiecare pacient este în primul rând un bolnav. Am auzit că s-a scumpit dolarul. Tu n-ai auzit nimic? Da? I will dedicate my time here entirely to my patients and to the exchange of experience. Alături de medicii de aici, eu am să fac experimente cu pacienții și am să le acord tot timpul meu. Thank you. Tonco. No. N-ați văzut pe aici un bărbat îngalat al vasul cu bastica? No. Cred că nu a ajuns. De dolar. Nu știți nimic? Ce să știu? Am auzit că iar o să crească. Independenței 13. Facem! Pentru 100 ruble rusești, 44 lei, 20 de bani. A fost buletinul informațional nocturn. În continuare, ascultați Calidoscop Muzical, melodii din anii 70. Iarăși l-am scăpat. N-ai auzit nimic despre dolar? Se prepoate să sară. Și zic cu ghinion. De la 6 dimineața sunt la volan. Am spart 2 roți, am plătit 3 amenzi. Clienții nimeresc ori bieți, ori fără de parale. Zic cu ghinion. Văd că și voi aveți probleme. Ce-a pățit colegul? A pierdut un pariu. Așa dur? Și ce pariu, mă rog, dacă nu e secret? Un pariu pe $100 că dacă bag un bec în gură, nu-l poate scoate. Și? A pierdut. Pentru atâția bani să nu-l poate scoate? Pentru $100 pun pariu cu oricine că-l scot. Cum să nu-l scoți? Vreți să încercați? Vă dau $100 dacă îl băgați și îl scoateți.
100. 100. Nu cu pumnii, ei, cu capul. Poate scade din gură. Alo, Andrei? Vezi că am ajuns acasă, totul e în ordine. Ce-am vrut să zic? Dacă ai mai mulți lei la tine, tare ar fi bine să treci prin centru să-i schimbi. Am auzit că va crește dolarul. Mă, tu m-auzi? Andrei? Mm? Ești singur? Oh, iar ești beat! Nu-i bine, domnule Aurel, nu-i bine. Dumneavoastră știți cum se permit convorbirile la mobil în timp ce conduceți mașina? Uh-huh. Și ce amendă se cuvine, știți? Uh-huh. Uh-huh. Și atunci cum facem? Cum rezolvăm problema? Vorbesc șoferic, scumpește dolarul. N-ai auzit? Uh-uh. A? Că viața nu ne rasă, dar tare put și jos, rapanos și pământ până la os. Țara mea eu iubesc și de-atât ați bucuros. Rușinos poate să vorbesc, să bârfesc despre țara mai iubită, adevărul să trăiesc. Și de-atâta dor de dânsa este tot ce se întâmplă. Numai că fiindcă avem o țară secretă. Mă tem că și nu mă tem de faliment, fiindcă avem o țară secretă. Mă tem că și nu mă tem de faliment, fiindcă